să facem ghifece pentru florile astea. Salutare, dragilor, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu și Sofie suntem în grădina din balcon, iar astăzi ne vom ocupa cu bricolatul. Bă, floricica asta, ce facem un ghiveș pentru că uitați ce rătăcine are. Nu mai e prea mult ghiveșul, ceea ce obicei facem altul. Astăzi vom face niște ghivece gărgărițe. Avem două calanșoi aici, cărora le-au rămas mici ghivecele și vrem să le relocăm. Avem nevoie de două stiche și eu ce le tăiem, niște acarere, pensure, apă, pistol de lipit și să nu uităm și de paretă. Bineînțeles că vom avea nevoie și de o foarfecă cu care vom tăia sticlele noastre. Pentru început, dragilor, va trebui să tăiem sticla. Vom tăia o bucată din partea aceasta de jos, o bucată de aproximativ 10-15 cm și o bucată din partea de sus, tot așa aproximativ de 10 cm. Partea de jos va reprezenta ghiveciul nostru, iar partea de sus va reprezenta gărgărița, adică aripile și capul insectei noastre. Vom folosi un cuțit, aveți mare, mare grijă să nu vă tăiați. Vom continua cu o foarfecă. Acum marginile sticlei noastre sunt foarte, foarte tăioase, deși foarte periculoase. Așa că le vom arde cu o brichetă. Vom rotunji margine cu o brichetă, cu flacăra unei brichete. Exact așa. Marginile noastre sunt rotunde, acum nu mai sunt periculoase absolut deloc. O mai rotunji puțin aici, pentru că vrem ca sticla noastră să fie egală. Da? Iar acum vom tăia partea de sus. Vom înlătura această reclamă. Vom păstra doar ambalajul și vom tăia undeva pe aici. Vom lăsa deci pe aici, da? Vom lăsa 10 cm de sticlă. Aici ne vom folosi de o foarfecă, pentru că ne este mai ușor. O tăiem egală. Toate laturile vrem să fie egale. Acum că am tăiat, va trebui să rotunjim și aceste margini cu bricheta. Mare, mare grijă să nu vă ardeți. Marginile acestea sunt foarte, foarte tăioase și nu vrem să ne accidentăm în momentul în care manipulăm ghiveciul sau mergem să o dăm floricica noastră. Iar acum, partea aceasta o vom tăia pe din două. O parte aici și o parte aici și vom crea două laturi egale. Da? Vom tăia până aproape de gâtul sticlei. Exact așa, da? Deci până aproape de gât, până aici. Vom tăia și în partea cealaltă. Iar acum vom încerca să depărtăm cele două margini pentru a forma aripile gărgăriței noastre. Exact așa. Da? Ia uitați. Vedeți? Mami, cum ai făcut acolo? Exact așa. Dar vrem să și rotunjim aceste margini, pentru că ele au o formă pătrățoasă și aripile gărgăriței sunt rotunde, nu-i așa, mami? Da, dar eu nu pot să fac asta. Imediat te ajut și pe tine. Deci, cu o foarfecă, vom rotunji aripile gărgăriței noastre. Da? Am reușit pe o parte, rotunjim și pe cealaltă parte. Exact așa. Stai-mă dacă vezi. Ia uitați. Acum marginile aripioarelor sunt rotunjite. Se vede, da? Acum să noi să lipim gărgăricele. Dragilor, așa cum a spus și Sofie, după ce am tăiat gărgărițele noastre, este timpul să atașăm cele două bucăți, adică aripile pe trunchiul gărgăriței, iar după aceea să le pictăm. Așa cum am mai spus și la începutul vlogului, vom avea nevoie de un pistol de lipit, da? Aveți mare grijă, frige. Frige foarte rău, să nu vă ardeți. Exact. Că eu am folosit odată pistolul de lipit de paste și m-am ars. Exact.
Deci, acum trebuie să găsim punctele unde gărgărița noastră va atinge sticlă, da? Uite, noi le-am găsit. Sunt exact acestea de aici. Acestea de aici. Trebuie să le găsiți și voi pe ale voastre. Vom pune lipici fierbinte aici și în partea cealaltă. Așa. Și vom atașa corpul gărgăriței noastre. Nu te merge. Exact așa. Trebuie să așteptăm puțin, puțin, pentru ca lipiciul nostru să se întărească. Și este va dura ceva, pentru că afară sunt 31 de grade, este foarte, foarte cald. Este timpul să pictăm gărgărițele noastre. Corpul, partea aceasta din spate, da? O vom face neagră. Noi vom folosi o pensulă mare, vom folosi culori acrilice pentru că acestea sunt foarte, foarte rezistente la apă, nu se decolorează. Cum vedeți, e foarte frumos astăzi și mergea mult să fim pe bază. Eu voi face gărgărița mea galbenă cu bâine negre. Roșii. Am pictat corpul gărgărițelor noastre, el arată așa. Ia uitați că de bine încep să se contureze. Asta este partea din față. Iar acum, dragilor, vom picta aripioarele. Eu voi face pe a mea galbenă. Eu pe a mea rogi. Acum vom picta aripioarele gărgăriței. Exact așa, dragilor, da? Numai și numai aripioarele. Ia să vedeți ce ghivece drăguțe. Super, super drăguțe. O să ne facem noi pentru grădina din balcon. Ia uitați gărgărița mea, mai dăm un start. Mai dăm un start. Așa arată gărgărițele noastre după primul strat de vopsea, vopsea galbenă. Este timpul să dăm un nou strat pe gărgărițele noastre. Ia uitați, mi-am venit un strat. E foarte mare. Pentru că ne dorim o culoare cât mai opacă. Acum că ale noastre gărgărițe sunt gata, aceasta este cea galbenă, iar aceasta este cea roz a Sofiei. Ia uitați cât de frumoase sunt. Mai are foarte, foarte puțin. Trebuie să le facem bulinuțele, da? Pentru că orice gărgăriță are și bulinuțe. Eu n-am văzut gărgăriță fără bulinuțe. Voi ați văzut? Da, eu am văzut. Da? Scrieți-ne în comentarii dacă ați văzut. Sofie zice că a văzut, eu n-am văzut niciodată. Deci vom face bulinuțele. Ia uite cât de drăguță este gărgărița noastră. Wow, ce de bulin are gărgărița Sofiei. Și anume ce face gărgărița mea. Dragilor, gărgărițele noastre sunt gata. Ele arată superb. Ia uitați-le. Trebuie doar să le mai facem fețele și ochișorii și vor fi gata să-și ia zborul pe raft, bineînțeles, purtând în ele și câte o floare calanșoie, așa cum v-am spus la început. Acum va trebui să le pictăm fața. Deci dobul nu-l aruncăm, îl păstrăm, da? Lăsăm aici la locul lui și îl vom picta așa cu negru, da? Pentru că acest dob va fi fața gărgăriței noastre. Iar acum, să punem al doilea strat. Exact cum a spus și Sofie, este timpul să punem cel de-al doilea strat pe fața gărgăriței noastre. Puteți să puneți câte straturi vei vrea. Și deja arată foarte, 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 foarte bine. Nu se mai vedea poate să depede de sus. Puteți să puneți 10, 2, 1, cât vei spune. Vom face acum și ochișorii. Puteți să lipiți ochișori din comerț sau puteți să-i pictați exact așa cum o face eu și cu Sofie. Să facem și ochișorii. Perfect. Eu vreau ca a mea să privească, uite, așa căși. Este că pot să facem și pupilele. Eu vreau să le fac așa, mai stâmbe. Am vrea să se uite așa. Ce simpatică e!
Ia uitați cât de frumoasă e cita mea! Și a mea la fel! Sunt super drăguțe gărgărițele noastre! Iar este acum, dragilor, să punem și astea. Înainte de a planta, trebuie să dăm găuri ghiveciului nostru pentru a lăsa apa să se scurgă. Dacă apa mustește aici înăuntru, rădăcinile vor putrezi. Este suficient pistolul de lipit, da? Care este încins, este foarte, foarte fierbinte. Îl punem aici pe sticlă, ținem, iar el va topi sticla noastră de plastic. Eu mai întâi zic că se pun pământ. Prima și prima dată vom pune un strat de pământ în ghiveciul nostru. Două sau una? O să punem stratul de pământ undeva până la jumătatea ghiveciului. Gărgărița mea se uită la ceva. Vom scoate plantuța noastră din vechiul ghiveci. A noastră v-am spus că nu este fericită deloc și nița mea stă cu rămurările în jos. Mami, tu trebuie să mai pui pământ acolo, că este puțin, da? Iar acum vom umple cu pământ ghiveciul pe margini și vom lăsa un spațiu de 1 cm până la marginea ghiveciului, pentru că ne dorim ca atunci când punem apă să nu cadă pe jos sau în farfăliuță, ci să se scurgă prin acele găurele pe care noi le-am făcut cu pistolul de lipit. Dragilor, acum că sunt gata gărgărițele noastre, calanșoele sunt replantate, astfel, într-un ghivecel mult mai mare față de ce au avut ele, se pot dezvolta armonios. Este timpul să le udăm cu mini-stropitoarea Sofiei și, bineînțeles, să le găsim un loc aici, în grădina din balcon. Asta a fost episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul nostru de like și ne mai vedem data viitoare. Pa! V-am pupat!